Anul acesta se împlinesc 151 de ani de la moartea eroului național Avram Iancu, iar sărbările naționale de la Țebea vor avea loc duminică, în data de 10 septembrie. Pregătirile au intrat în linie dreaptă, fiind așteptați aici oameni politici, primari, reprezentanți ai unor instituții, dar și oameni ai locului și din întreaga țară. Manifestările comemorative vor demara de la ora 10:30, în Panteonul Moților, iar de la ora 14:30 va avea loc un spectacol folcloric susținut de interpreți de seamă ai folclorului românesc. Creșorul Munților, considerat ca fiind cel mai iubit dintre conducătorii Transilvaneniei Revoluției de la 1848, va fi comemorat duminică 10 septembrie la Țebea, exact în ziua în care s-a stins din viață în urmă cu 151 de ani. Duminică 10 septembrie 2023 vă așteptăm la Țebea, în Panteonul Moților, în prima parte a zilei, începând cu ora 10:30, manifestări comemorative dedicate eroului național Avram Iancu. Apoi, începând cu ora 14:30, un spectacol folcloric extraordinar, susținut de nume mare ale folclorului românesc, pe scena de la Țebea. O scenă importantă, unde și artiștii aduc un omagiu creișorului în străie populare. Vă așteptăm pe toți, vă așteptăm cu mare drag la Țebea, pentru că este, așa cum spun de fiecare dată, o datorie a noastră, a organizatorilor, dar și o datorie morală a fiecărui român de a trece pe la Țebea. De la ora 14:30 va avea loc un spectacol folcloric extraordinar la care sunt așteptați să participe mii de români. Pe scenă vor urca renumiți interpreți de folclor, precum Nicolae și Tudor Furdui Iancu, Mioara Velicu, Niculina Stoican, Adrian Stanca, Mariana Angel, Mariana Deac, Ciprian Roman, Ovidiu Homorodean și mulți alții, acompaniați de maestrii ai Taragotului, Pera Bulz și Ionel Coza, și de ansamblul folcloric profesionist Drăgan Muntean sub bagheta dirijorului George Câlțea. Evenimentul este organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara sub cupola Consiliului Județean Hunedoara, în parteneriat cu Primăria Baia de Criș.